Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele. Bun venit primăvară. Vreau să vă felicit cu prima zi de primăvară. Să vă doresc să aveți zile frumoase și să vă simțiți în stare de bine. Să vă povestesc despre programul meu de detoxifiere de primăvară. Filmuleț cerut de mai multe persoane din voi. Dar dacă să vorbim despre programul detox și cineva m-a întrebat cum este corect, depinde de fiecare persoană în parte. Eu când am început programul de detoxifiere la vârsta de, ăsta era prin anul 91, am început desigur că să citesc multă informație, să mă informez, fiindcă la fel, ca și acum, mulți mă întrebau ca medic ce părere am eu despre o metodă de detoxifiere, despre alta. Și vreau să vă arăt că am o mulțime de cărți am citit. Este numai o parte din cărțile citite, începând de la Simionova, cu Breg, cu detoxifierea după grupa de sânge, detoxifiere după metode japoneze, despre dieta de Monteniac, lui Monteniac, dieta de a lui Dr. Walker, a lui Simionova, Bolotov, multe, multe literatură și multe, multe metode și școli de detoxifiere. Și desigur că cea mai drastică metodă de detoxifiere a fost atunci când am început-o, când mi-am curățit tot organismul, toate organele, etapă după etapă și am aplicat și în practică urinoterapia și iată acum am ajuns sau să mă detoxifiez cu metode care eu le simt bune pentru organismul meu. Dar, totuși, în programele de detoxifiere, e bine să avem la bază cele 5 sisteme de cele 5 elemente ale naturii. Să avem așa o poziție după legile nescrise. Primăvara, vara, toamna, iarna, să avem niște piloni a noștri care ne ajută individual să aplicăm o metodă sau alta. Toate metodele mele de detoxifiere vă le voi atașa în descriere să cunoașteți, fiindcă citindu-l pe Neum Vakin, iată așa o cărticică Ecologia Sănătății, în ultimii ani am început să folosesc în programele mele de detoxifiere și peroxidul de hidrogen. Peroxidul de hidrogen de 3%. Și chiar să vă spun, și farmaciștii aplică în practică această metodă. Știu că am primit un comentariu de la cineva de la Vodea că este peroxid alimentar. Nu știu, vorbind cu chimiștii, cu farmaciștii, mi s-a spus că peroxidul are o formulă, H2O2, dar depinde de procent, de ce procent folosim noi în detoxifiere. La fel o să găsiți în toate filmulețele mele, acolo în descriere, o să găsiți și filmulețele cum folosesc eu apa, peroxidul de hidrogen. Dar la moment mi-am ales, în fiecare an îmi aleg diferite metode de detoxifiere. Anul acesta mi-am ales o metodă la fel ușoară pentru mine, care am început să o aplic, iată acum, la chiar astăzi, prima zi de primăvară, folosind armurariu, sau se mai spune sile marină, cu kiwi și cu ulei de măsline. Cu ulei de măsline. Dimineața, după ce iau un pahar cu apă, cu 10 picături, fiindcă apa oxigenată, am început-o cu o picătură, dar iau 10 picături de apă oxigenată, după aceea
iau acest amestec gustoșel de detoxifiere a ficatului, fiindcă suntem în elementul naturii lemn. S-a finisat elementul naturii apa, acum suntem în perioada lemnului, care guvernează ficatul și vezicău biliară. Deci am și ales Selima armurariu, am ales armurariu, această plantă care curăță celula hepatică și totodată o și protejează, fiindcă uleiul, ca un emolient, dizolvă grăsimile, dizolvă acizii grași, dizolvă bilirubina și împreună cu armurariu și cu kiwi mătură ușor toate rezidurile, mătură ușor din ficat și din bilă. Bila o purifică, o eliberează hepatocitele de bilirubină. Le ajută să se curețe toate. Iar pe noapte mi-aplic la talpa piciorului Magic Pad, pliculețe care conțin niște pliculețe de la compania Green World, care conțin, iată așa, pliculețe, care conțin oțet de bambuc, vitamina C și hitozan. Se fixează la talpa piciorului, iată așa, bine, bine, bine. Și se aplică, le ținem toată noaptea. Are loc detoxifierea organismului prin talpa piciorului, unde este proiecția tuturor organelor. Are loc curățirea limfei, curățirea toxinelor prin talpa piciorului. Nu este pentru prima dată când folosesc aceste plasture detox. O să vedeți la fel și filmulețul care îl voi atașa în descriere. Este ceva minunat, mie îmi place. L-am folosit și pe punctele vitale și face bine. Îl voi folosi timp de 21 de zile. Pentru a avea o detoxifiere complexă. Și cam atât. Iată, acesta este programul meu de detoxifiere în primăvara aceasta. Dar voi, ce metode de detoxifiere folosiți? Vă rog să-mi scriți în comentarii, să ne motivăm, să ne susținem și să fim solidari, să fim sănătoși și frumoși. La revedere, vă aștept cu drag și la alte filmulețe. Vă aștept, vreau să vă spun că luni vom face o întâlnire live la ora 20 seara.